Drumul județean 141 ce leagă Mediașul de Moșna, Pelișor și Bârghiș va fi reabilitat cu finanțare din programul operațional regional. Joi, în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Sibiu, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și devizul general al investiției. Pe lângă carosabil, investiția prevede și refacerea integrală a 5 poduri de pe respectivul tronson. Valoarea totală a investiției este undeva la 86 de milioane de lei, adică aproximativ ceva peste 20 de milioane de euro. Când începe lucrările și când se vor termina? Deci, la acest moment se depune documentația pentru accesare. Perioada va fi undeva în jur la minim 30 de luni din momentul aprobării. Încă lungimea totală a drumului reabilitat este de peste 25 de kilometri. Pe acest tronson de drum se vor reabilita și un număr de 5 poduri din totalul celor 7 existente, 2 fiind reabilitate anterior. Aceste 5 poduri vor fi demolate total și vor fi reconstruite de la zero. Cum a zis și colegul meu, durata de construcție va fi de minim 30 de luni. Vreau să menționez faptul că este o lucrare binevenită pentru locuitorii din localitățile Moșna, Pelișor, Bârghiș, mai ales cei care fac naveta zilnic la Media și trec de cel puțin 2 ori pe acest drum. Într-o etapă anterioară a fost reabilitat drumul județean 106 Sibiu-Agnita, iar la ora actuală se lucrează la implementarea proiectului de reabilitare a sectorului de drum Agnita-Sighișoara, astfel că după finalizarea lucrărilor la drumul 141 se va crea o legătură foarte bună între cele 3 orașe, Sibiu-Media-Sighișoara, cu urmări benefice directe și indirecte asupra timpilor de transport, infrastructurii turistice și alte puncte ale strategiei de dezvoltare a județului Sibiu.